vedea că întotdeauna și în expresiile pe care le folosește, vorbește de autenticitatea maicii sale sau de autenticitatea femeii în societate și spune așa, fericiți cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc pe el. Deci foarte interesant. Fiindcă o femeie din popor a îndrăznit să aducă o laudă mai directă Maicii Domnului și să spună fericit pântecele care te-a purtat și sânii la care ai supt. Dar Mântuitorul specifică că această fericire a sânilor binecuvântați și a pântecelui binecuvântat vine în primul rând din ascultarea poruncilor lui Dumnezeu și din ascultarea învățăturilor sfinte pe care noi le punem în practică. Și o să vă întrebați de ce m-am gândit eu să pun problema așa. În general, pentru că acum suntem în post și suntem mai limpezi la minte, deși învățătura despre care vorbim n-ar fi neapărat pentru dumneavoastră cei din biserică, dar să mergem cu ideea că ascultând-o dumneavoastră și povestind-o celor de lângă dumneavoastră și ascultând-o și alții cu altă ocazie, poate vom înțelege că secolul 20, inclusiv secolul 21, au o nuanță, dacă vreți, puțin mai mizerabilă și înclinarea spre o sexualitate bolnavă, aproape maniacă. Deci, în general, în societatea contemporană, noi folosim termenul de desfrânată sau curvă, cum spunem în termenul, Efrem Sirul folosește în scrierea siriacă. Spune, vai mie desfrânatul sau vai mie curvarul, dar noi când folosim termenul de desfrânată, nu descalificăm femeia, ci ne descalificăm pe noi. Pentru că o femeie n-ar putea desfrâna dacă în obiectul desfrâului său n-ar exista și ce? O cauză, bărbatul. Și atunci putem vorbi foarte bine și de curvari și de desfrânați. Pentru a înțelege motivația acestui subiect pe care vreau să-l ating în câteva cuvinte și a ajunge la binecuvântat pântecele care te-a purtat, trebuie să înțelegem întâi ceea ce spune Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelie. Trupul omului este templu Duhului Sfânt. Noi primim prin botez pecetea Marlui Mir atunci când suntem pecetuiți de către preot cu Marle Mir și se spune la ochi, la urechi, la mâini, la picioare, pe piept, pe spate și spune așa, pecetea darului Sfântului Duh. Din clipa aceea, dacă ați fost vreodată când se sfințește o biserică, ați văzut că arhiereul o unge cu Sfântul și Marele Mir. De ce oare niște pereți de cărămidă trebuie scunși cu Sfântul și Marele Mir? Ce sunt vii? Nu sunt vii prin cărămizile din pereți, ci prin sfinții pe care îi vedeți pe pereți, care sunt cetățenii de casă și oamenii lui Dumnezeu și locuitorii Raiului. Prin trupul lui Hristos, cel viu de pe Sfânta Masă și prin puterea Sfintei Liturghii, prin care noi stăm în comuniune cu Cerul. Deci biserica devine biserică sfințită și rai cuvântător. Aceeași denumire o poartă de la imnografii și melozii bisericii și Maica Domnului. Este prima biserică vie în care nu preotul pune Duhul Sfânt, ci Duhul Sfânt îl pune chiar însuși Dumnezeu. Puterea celui prea înalt te va umbri și Duhul Sfânt va veni peste tine. Vedeți? Nouă, de exemplu, creștinilor, nu putem ști momentul și clipa în care noi avem pe Duhul Sfânt în noi.
Știm doar că l-am primit la botez, dar poate avem momente când pentru păcatele noastre s-a retras. Sau avem momente când pentru neputințele noastre nu lucrează sau stă cu minte. Avem momente când pentru o lacrimă sau un gram de pocăință Duhul Sfânt se apropie din nou și ne moaie inima la lucru bun, la fapta bună, la dreptare, la părerea de rău. Ei, tot Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelie spune așa: Cela ce va sfărâma templul acesta și îl va strica pe el, și eu îl voi strica pe dânsul. Adică ce vrea să spună? Vrea să spună că atunci când un om își bate joc de trupul său, de fapt îl mânie pe Dumnezeu. Și ce înseamnă să-ți bați joc de trupul tău? Când desfrânezi, când faci întreruperea sarcinii, când te droghezi, când bei în exces, când îl bat jocorești și nu-l grijești și-i bolnav și îl lași în degradare. Deci acestea se numesc morți sufletești sau patimi stânjenitoare trupului, cauzatoare de moarte sufletului, moarte duhovnicească, că sufletul veșnic nu moare niciodată, dar care la judecată vei da socoteală pentru ele, pentru că ai necinstit templul lui Dumnezeu. Dumneavoastră, cum o să spuneți? Da, părinte, dar n-am știut. Așa spune și păstorul Herma în scrierile apostolice. Că un înger i s-a arătat și i-a spus așa: oamenii care greșesc înaintea lui Dumnezeu vor fi pedepsiți pentru păcatele lor. Și păstorul Herma spune, că și dacă n-am știut, păi ce că dacă n-ai știut, vei fi judecat mai ușor. Dar pentru că știi și continui să greșești, spune Sfânta Scriptură, iarăși într-un termen destul de categoric: vai de cel ce va cădea în judecata Dumnezeului celui viu. De aceea, Evanghelia folosește o serie de termeni în care să ne arate nouă ce. Că Dumnezeu, de fapt, nu voiește sau nu dorește moartea păcătosului, ci din contra El să se întoarcă și să fie viu. Pe cel ce vine la mine nu-l voi da afară. Cel ce bate, îi se deschide. Celui care caută, află. Celui care îi se cere, îi se dă. Și cei care ați fost de dimineață la liturghie, poate ați avut ocazia să ascultați că Evanghelia de astăzi a fost foarte scurtă și frumoasă. Căutați și veți afla, bateți și veți se va deschide, cereți și veți primi, că voi răi fiind, știți să dați daruri bune copiilor voștri. Dar cu cât mai mult Dumnezeu, care ne iubește, n-ar da daruri bune fiilor săi. Și o să vă întrebați de ce pun accent și mă tot învârt aici. Mă învârt pe următorul lucru. Trupul acesta al femeii, din alcătuirea lui, este o taină. Trupul acesta al creației, al persoanei ca femeie, pentru că și bărbatul este tot om și femeie este tot om, înaintea Dumnezeu nu-i bărbat și femeie, sunt ca îngerii, de aceea spune și Scriptura, și i-a făcut pe ei bărbat și femeie i-a făcut pe dânsii. Deci, noi avem și slăbiciunea feminină în noi, adică pofta, și demnitatea bărbătească, adică virtutea. Dar depinde cum o lucrăm. Noi simțim nevoia, dacă ați văzut întotdeauna, atunci când vrem să lansăm o marfă, sau când vrem să lansăm un lucru, sau când vrem să lansăm un ceva care să meargă, să punem reclamă cu femei. Și de obicei cum? Femeia goală, femeia dezbrăcată, femeia cu sânii mari, femeia cu șolduri imense. Asta nu este o etichetă. Asta este un act de nesimțire umană la adresa celui mai înalt statut al Sfintei Scripturi, adică ce? Viața. Femeia este biserica cea vie a vieții pe pământ. Fiecare femeie
care este pe fața Pământului, în viața ei personală, indiferent că spune sau nu, are trei dorințe pe care și le dorește tot timpul. Să aibă o familie ideală, să aibă copii ideali, adică statut de mamă, și să fie o femeie respectată. Noi, în general, după mentalitatea modernă, cum spunem noi, mișcarea feministă, și ați văzut reclama mizerabilă care se face în mass media, când arată femei care ripostează sau fac grevă, dezbrăcate și tatuate și despuiate. Nu, asta nu este un act prin care femeia se ridică la înălțimea virtuții la care a fost chemată. Femeia este mai presus de bărbat prin două mari calități, care a reușit să-L coboare pe Dumnezeu din cer pe pământ, și aceea a fost Fecioara Maria, și vedeți că nu într-un moment oricând, ci într-un moment al Vechiului Testament, când femeia nici nu conta în scriptele vremii. Femeia era un obiect în plus la casa omului, deși Dumnezeu personal s-a coborât la nunta din Cana Galilei și a sfințit nunta, binecuvântând bărbatul în egalitate cu femeia și dându-i demnitatea care îi se cuvine. Bărbatul să o iubească pe femeie, vedeți ce grad de comparație, cum a iubit Hristos biserica. Deci vedeți care este nivelul de respect față de o femeie? Te-ai duce să urinezi pe zidul unei biserici? Te-ai duce să scui pe o icoană? Te-ai duce să lovești un sfânt cu palma sau să-l jignești? Nu, că e o stare de sfială. Nu îndrăznești să faci, o consideri o blasfemie. Același lucru trebuie să-l simți și față de prietena ta, față de colega ta, față de mama ta, față de sora ta, față de soția ta, față de megeșul tău, care e parte feminină, colegul de muncă și așa mai departe. Deci respectul atribuit femeii nu este un respect care vine pe linia manierilor elegante sau nu este un respect care vine pe, cum spunem noi, în viața liberă, în viața socială, pe calitatea de gentleman. Tu ești gentleman în momentul în care vezi în femeia de lângă tine un potențial izvor de viață și o mamă în viitor a unui soț căreia ea îi crește copiii. Și o să vă întrebați de ce am pus accent pe lucrul ăsta. Am pus tocmai dintr-un singur motiv. Fecioara Maria vine să ridice această demnitate a femeii la nivelul de mamă direct prin gura Mântuitorului Iisus Hristos. Vin câțiva cunoscuți de-a lui Iisus și spun așa: mama ta și frații tăi te așteaptă afară. Iisus îi privește și spune așa: mama mea și frații mei sunt cei ce fac voia mea și a tatălui meu care m-a trimis. Aceia sunt și mamă și soră și frate. Deci în momentul în care te consideri creștin, și aici biserica tace. Aici noi, ca și clerici la altar, uneori ne facem că plouă, dar ne facem că plouă prin răspunderea personală în ziua înaltei judecăți a venirii lui Hristos în lume, când se va cere socoteală și de la cei care dau sfintele taine, și de la cei care le primesc, și de la cei care îngăduie prea mult, și de la cei care iartă prea mult, sau și de la cei care nu pot ierta sau nu vor să ierte, dar cu atât mai mult vom da socoteală de ce? De respectarea ierarhiei demnității femeii în societate, în familie și în biserică. Este un subiect de viitor care pare scurt și ușor la prima vedere, dar pare suficient de adânc în adâncurile lui. Noi ne mirăm întotdeauna și spunem așa: avem copii răi, avem copii neascultători,
avem copii bolnavi, avem copii autiști, avem copii cu tot felul de dezabilități. De ce Dumnezeu, dacă este așa de bun, permite acest lucru în societate? Îl permite acest lucru în societate prin faptul că femeia, care este o icoană vie a vieții pe pământ, și ea, nu dau eu denumirea icoanei, Adam, când a fost creată femeia, ne arată Inocențiu de Odessa, pentru că era incompetent să-și dea cu părerea despre creația lui Dumnezeu și măreția lui. Dumnezeu i-a suflat un somn adânc. Băiatul, aici nu-i treaba ta, tu ești muritor, ești om mic în ceea ce lucrez eu ca Dumnezeu. I-a luat una din coastele sale și i-a făcut femeie,